Bună ziua, dragii mei stupari! Bună, Mări! Bună, Marin! Thank you.
Cam așa arată lățile aici din 3 lăd sau cu 30 de rame. Am început să le rad de farbă ca să pot să-i dau o farbă nouă. După 7:30 s-o cam încălzit, merităm o pauză de prânz și o culcare rapidă și odinit că s-o încălzit. Înseamnă că în 7:30 am făcut astupușul, am mai șfăzuit și am făcut lăturile astea la astupuș pentru că el e destul de ușor. Și atunci o trebuie să-i mai pun și la mărini, că dacă vine și mări și neaua și șeva așa, să țină. Așa că, bravo! Acum punem după amiază astupușul să vedem cât reușim și atunci o să avem umbră. Și atunci ne apucăm mai departe. Asta, fierul ăsta, a fost o țără cam muncă, numai o ieșit bine. Asta-i mării imaginația lui Marin. Să știi că nu a văzut-o la nimeni. Thank you.
Aici am mărit de acolo, de-al folosit la licență și vin sus. Adică vine civit stiroporul. C-am pus așa și pe urmă m-am dat seama mintun de la prima ploce că n-am făcut bine. Trebuie pus. Nu poate să rămână stiroporul afară. E musai să fie îngrăgit cu niște licență. Și aici și, na, și la ploaie și la tot. Așa-i făcut și la pricoliță și pe urmă a fost pusă numai liceț așa, scândură sau și așa, subțire. Și după niște ani m-a putrezit. Și atunci eu am chicit-o cu plec și gata. Și acolo e putrăganiu rămas înăuntru, știi? Eu acum mării face un lucru perfect, dă cu oloi și acum dă cu brenerul. Am pus cu mării și două ploce de plec, mergea munca, că o bătut și vântul și stiroporul ni l-a luat, l-a rupt, că trebuie așa să lucrăm, cum punem stiroporul, să punem și plecul. Așa că mâine ne așteaptă, dacă putem să o terminăm. E, astăzi e vineri și dau drumul la mătile Nucleus care nu au avut puiet. Și mâine le dau drumul la Lelance. Asta și dacă zboară, dragii mei stupari, nu-i felește nimic, matca se întoarce. Numai părăchită, dacă zboară, îi baiu. Acum, ce știu eu, acum au învidiat dacă o zborat înapoi sau nu. E, numai să-i pun cu divanul. Am lăsat-o o iată să-i mai pun o țără. Înseamnă că am eliberat-o. Și acum numai bine mării scoace și mătile ale lance. Și alea le eliberez acum. Așa că lucrăm și eu și mării pe două frunturi.
peșă așa marin cam face an de an, veți mă de zeci de ani. După cum vi bine cunoscut, marin lucră cu mătchi cinere. Uite marin să desface urginișul. Și totdeauna îi prind cu tracă din cauza că am obârșit odată, ori răsuflat și ori ieșit afară. A fost deschis după 3 zile de podrum, stupila întuneric, la răcoare, i-am scos afară. Și acum dăm drumul la mătchi. Mai ne uităm la ramul ăsta, să vedem dacă n-are vreo botcă. Matca e vie. Bun. După aia desprindem altă dată, desprindem mării. Îi băgăm un ram. Îi punem. Miere. Cât o lingură? Da, o lingură. Și o eliberăm în miere de stup. Mary, uite, ea de la început e băgată în miere și atunci cum să nu aducă atâta miere? Când ea vieți mai de la început e băgată în miere, Mary. E, și cu asta așa facem la toți 6. Dar se depopulează mai nucleusurile așa, câte vreunul, da. Dar rândul trecut nici unul nu s-a depopulat. Acum, na, te prinde. Uite, Mări, se desface urginișul. Și totdeauna îi prind cu tracă din cauza că am obârșit odată, ori răsuflat și ori ieșit afară. A fost deschis altă dată lucru și mâine de sară. Matca e vie. Și noi căutăm mări ram să fie numai cu asta. Dar uite, aici au găsit niște larve bătrâne și deloc au făcut. Acum, fiindcă le-au găsit mării ăștia la miliale de anul trecut, cam an fain.
Și de când pun cu picătura de miere, așa, în botcă, nici o matcă nu mai moare. Așa au murit câte vreuna, știi? Na, acum, numai așa dacă nu sunt rând. Sâmbătă dimineața, Albina cam nu baș lucră, ia că de când a venit de la pădure oțără, la început, și a lucrat, tot stă cam în ladă, măi oțără, nu mai se duce nici cum, pe urmă îndăsară iară cât oțără, cam așa îi până la floarea soarelui. Acușa vine și floarea soarelui. Coliba tot mai bine arată. Astupușul ăsta e al mai greu de pus, dar mereu să facem. Mai avem vreo două ploce, să punem una și jumătate. Și o lăture am făcut-o.
Două zile bune, poate și un pic, am avut la stupușul ăsta. Am pus USB-ul, am pus stiropor și plecul. Asta ne-a fost al meu greu lucru, din cauza că au trebuit, cred că eu de 1000 de ori am fost sus. Mării au stat sus și nu m-au buturit așa unge și unge, dar marin o trebuie să se suie de 1000 de ori. Acum mării mergem la o pauză de prânz, da, și la un dormit după amiaz și atunci o rămâne de sară cât reușim să o fărbuim de rujină, să nu mai rujinească. Doșnoa de grade, un vânt cald bate și noi avem umbră acum de lucrat. Dragii mei stupari, mulțam de vizionare și acum închei filmul și sănătate!